Statisticile pe ultima lună de monitorizare indică faptul că MDI TV rămâne în topul preferințelor publicului. Pagina de socializare a postului a urcat în clasamentul regional și se situează tot pe primul loc. Cifrele arată că în ultima lună peste 3 milioane de persoane au reacționat la materialele postate de MDI TV prin comentarii și distribuiri. Știrile, reportajele și campaniile MDI TV au ținut publicul conectat permanent la ceea ce se întâmplă. Peste 1.200.000 de persoane au interacționat pe pagina MDI TV. Clipurile și materialele video postate au peste 5 milioane de vizualizări. Peste 7.000 de persoane au urmărit postările MDI TV doar în intervalul 25 septembrie-22 octombrie. În clasamentul surselor de informare, MDI TV ocupă primul loc cu peste 37.900 de aprecieri. Cele mai urmărite știri difuzate de MDI TV au fost cele despre minorii care au furat 4 mașini și au produs pagube enorme. Povestea mamei din Argeș care are nevoie de sprijin pentru a trăi după ce a fost diagnosticată cu cancer, povestea tânărului închis pentru fraudă informatică și materialul despre limitele polițiștilor locali în trafic. MDI TV este în permanență conectată la evenimentele momentului și va aduce cele mai noi informații, știri din domeniul educației, sănătății, politicii, sportului și reportaje cu poveștile românilor care merită să fie cunoscute. În campaniile MDI TV vom trage în continuare semnale de alarmă asupra problemelor cu care românii se confruntă, iar reporterii MDI TV vor fi 24 de ore din 24 în mijlocul evenimentelor. MDI TV vă pune de asemenea la dispoziție și un număr de WhatsApp unde puteți trimite imagini și informații.